Rusia susține că a preluat controlul asupra orașului Mariupol. Preluarea acestui oraș, unul dintre cele mai asediate de la începutul războiului, ar fi completă, cu excepția fabricii de oțel Azovstal. Guvernul rus susține că a preluat controlul asupra orașului Mariupol după câteva săptămâni de lupte intense și bombardamente împotriva populației civile puținii ucraineni care rezistă sunt refugiați în siderurgia Azovstal și au cerut să fie salvați înainte de o înfrângere pe care o consideră inevitabilă. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat, joi, suspendarea ofensivei de la oțelăria Azovstal, unul dintre puținele puncte de rezistență care au rămas în orașul ucrainean Mariupol, sud-est, înconjurat și atacat de forțele ruse și separatiștii ucraineni de câteva săptămâni. Consider nepotrivit ordinul de atac în zona industrială și ordon ca acesta să fie anulat, a spus el în cadrul unei întâlniri cu ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, înainte de a susține că este necesar să ne gândim la salvarea vieții și a sănătății soldaților și ofițerilor, a informat agenția rusă de presă Interfax. Astfel, el a afirmat că nu este nevoie să pătrundem în aceste catacombe și să intrăm în subteran în instalațiile industriale, oferind în același timp forțelor ucrainene posibilitatea de a depune armele. Rusia le garantează viața și un tratament decent, în conformitate cu dreptul internațional, a subliniat el, înainte de a preciza că zona va rămâne blocată pentru ca aceste forțe să nu poată scăpa din oțelărie. La rândul său, Șoigu a subliniat că nuzina uzina metalurgică se află în jur de 2000 de membri ai forțelor ucrainene, în timp ce Putin a subliniat că operațiunile de deliberare a orașului Mariupol sunt un succes. Vă felicit, i-a transmis președintele ministrului apărării. Forțele autoproclamatei Republici Populare Donetsk au anunțat marți începerea unei ofensive împotriva oțelăriei Azovstal, după ce Rusia a susținut că forțele ucrainene au fost înconjurate în instalație. După aceea, Moscova le-a oferit forțelor ucrainene șansa să depună armele și să se predea, ceea ce a fost respins de comandantul adjunct al batalionului Azov, un grup armat non-azist integrat în forțele de securitate ucrainene care este responsabil pentru apărarea Azovstal, Sviatoslav Kalina Palamar.